Mă bucur să vă reîntâlnesc, doamnelor și domnilor, aici pe platforma www.magazinslăjan.ro, magazin Slăjan, cotidianul care vă aduce în atenție actualitatea așa cum este aici în județul Sălaj. Invitatul meu de astăzi este domnul Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție care organizează în aceste zile un eveniment ce pune în valoare faptul că Școala Populară de Arte și Meserii împlinește 50 de ani de activitate. Domnule director, este un moment interesant prin prisma faptului că această școală a dat de-a lungul deceniilor zeci de artiști sau poate sute de artiști în adevăratul sens al cuvântului. Da, e un moment interesant pentru că școala asta, chiar dacă e blamată de unii, să zicem așa, a rezistat vremurilor și și-a dovedit din plin utilitatea. Eu îmi place să spun că e cea mai frumoasă școală din Sălaj pentru că ne ocupăm doar de copii talentați, de cursanți talentați. Și așa cum se poate presupune cu ușurință, de-a lungul a 50 de ani de existență au ieșit mii de absolvenți, copii, tineri, adulți, bătrâni, care nu numai că și-au ocupat timpul liber cu ceva frumos, dar au și reușit mulți dintre ei să meargă mai departe cu această pasiune pentru muzică, pentru pictură și nu numai. E un moment interesant și pentru că soarta școlilor populare de artă nu e clară. Suntem așa o instituție oarecum hibrid. Nu suntem nici școală în adevăratul sens al cuvântului, dar nu e nici o instituție pură a administrației publice. E așa o struțocămilă în stilul românesc, de altfel, din păcate. Dar am ținut să organizăm în această săptămână o serie de evenimente care marchează împlinirea a 50 de ani de existență a Școlii Populare de Artă. Vom începe astăzi la sala Porolisum a Centrului de Cultură și Artă de la ora 17, când va avea loc un spectacol cu profesori și absolvenți de la clasele de canto, clasic, muzică ușoară, și va avea loc totodată și vernisajul unei expoziții de pictură cu o selecție din lucrările făcute de absolvenți de-a lungul timpului. Vom continua miercuri de la ora 18 în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor cu un spectacol exclusiv de folclor, cu clasele de folclor ale noastre, atât pe partea instrumentală cât și de dansuri populare. Un moment așteptat de mulți părinți și nu numai. Joi de la ora 18 vom organizat tot la Casa de Cultură a Sindicatelor un spectacol de gale, am spus noi, cu profesori și absolvenți ai Școlii Populare. Ne bucurăm că vor fi alături de noi Oana Lianu și Petrica Pop, Alexandra Chira. Sunt mai mari de pe Alexandra Chira, care tocmai și-a aniversat majoratul artistic. Da, ea a terminat la Școala Populară, dar a terminat la clasa de pian. Apoi Vasile Coca, un binecunoscut prianul nostru. Da, pe Malis Ghile, care și a terminat, dar nu muzică populară, dar care este și absolvent a Școlii Populare. Adriana Baciu Bonțe de la ansamblu Meseșu și mulți alți invitați. Vă invităm și pe această cale să fiți alături de noi la acest spectacol, la care vor participa și reprezentanți ai școlilor populare din județele Mureș, Alba, Cluj, Bihos, Satu Mare, Mureș și Bistrița Năsăud. I-am invitat pentru că, evident, la 50 de ani e important să ținem legătura și cu colegii noștri din nord-vestul țării. Și nu în ultimul rând, înainte de spectacolul de gală, de la ora 17:30, pe platoul din fața prefecturii, vom încerca să realizăm
moment coregrafic cu dansatorii de la Școala Populară, dar nu numai de la Școala Populară, și de la ansamblu Porolisum și de la ansamblu Meseșu. Un moment coregrafic prin care să marcăm împlinirea 50 de ani de existență. Asta va fi joi. Da, joi de la ora 17. De la ora 17:30 pe platou din fața prefecturii. Îmi permis să vă întreb, va fi ceva surpriză ca să știe, să știe lumea? Sau unde ar trebui să vină? Pe platou? Va fi o secvență? Se va dansa? Da, se va dansa. Se va dansa și noi estimăm că vor fi peste 100 de perechi de dansatori. Și e un moment pe care să atragem atenția și asupra acestui lucru. O să dăm și un comunicat în acest sens, dar îi așteptăm pe cei dornici de folclor și numai de folclor să fie alături de noi, cum spuneam, și joi. Există bilete de cumpărat sau intrarea este gratuită la aceste spectacole? Intrarea este liberă. Intrarea este liberă și marți, și miercuri, și joi. Ne-a făcut precizarea că această școală aparține Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Este în subordinea. Da, o instituție a Consiliului Județean. De altfel, Școala Populară de mulți, mulți ani, adică imediat după 90 aparține sau ține de Consiliul Județean, iar din 2010 e o secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Dacă rețin-o bine, la ultima conferință de presă ne-a spus că este tot mai mare concurență la această școală și că aveți sute de elevi, vreo 500, dacă nu greșesc eu. Da, o să ajungem în acest an școlar la aproape 500 de cursanți, majoritatea pe folclor, dar sunt în cadrul școlii câteva discipline la care e concurență foarte mare, mai ales la pian, la orgă, la chitară, la cantuto. Și pentru că sunt locuri puține, adică nu putem să școlarizăm mai mulți cursanți și pentru că, din fericire, am observat asta în ultimii ani, sunt tot mai mulți copii talentați. Sau copii care vin înspre noi, și ceea ce zic eu că este un lucru extraordinar, mai ales că în această perioadă, sau numai această perioadă, în aceste vremuri, copiii tinerii sunt atrași de cu totul și cu totul alte lucruri decât cele culturale. Știu sigur că aveți o multitudine de evenimente programate și pentru toamna acestui an. Ați prezentat o situație a calendarului de evenimente culturale pe care le organizați în acest an și au fost multe, iar și pe final de an mai aveți pregătite. Da, asta e treaba noastră, să organizăm evenimente, să susținem evenimente. Sigur că oarecum pentru noi e o rutină deja. Sper că atragem atenția și altora. O să continuăm ceea ce am început, să ne facem treaba și vom ține la curent atât pe site-ul nostru, cât și pe paginile noastre de socializare, cât și prin comunicate de presă, cu toate aceste evenimente. Mulțumesc tare mult pentru prezența în discuția noastră. Nu uitați că avem un șir de evenimente începând de astăzi, mâine și poimâine, evenimente care marchează împlinirea 50 de ani de activitatea Școlii Populare de Arte și Meserii, instituție subordinea Consiliului Județean Sălaj. Mulțumesc tare mult pentru prezență!